Comunitatea de gaming din România încearcă să ocupe un loc cât mai în față și pe plaiurile noastre, luând exemplul altor țări care stau mult mai bine în acest domeniu. Totuși, nu este atât de simplu să strângi gamerii în jurul unei competiții. Pentru asta e nevoie de sponsor, de pasiune, de răbdare și de nervi tari. Protagoniștii sunt și de această dată cei de la Arena Cyber League și, bineînțeles, cei care au participat cu toate armele din dotare la sezonul Prey Counter-Strike. Stăm acum de vorbă cu Cătălin Biga, președintele asociației non-profit Arena Cyber League. Cătălin, spune-ne câteva cuvinte despre sezonul 3 al Counter-Strike care s-a desfășurat acum o săptămână și ceva. Salut, în primul rând. Pe data de 17 mai a avut loc Cupa SteelSeries, cupă organizată de ACL și găzduită de sala Wire Cafe din capitală. Pentru acest eveniment s-au înscris 19 echipe. Au avut loc niște calificări online, între care s-au calificat 8 pentru finală. ACL împreună cu SteelSeries și jucătorii de CS, secondați de un supervisor, au asigurat o atmosferă de luptă crâncenă și plină de fair play, cu o miză istorică, adică locul 1. Cum s-a desfășurat finala mică și finala mare, cine a câștigat și ce atmosferă a fost în acel internet cafe? Atmosfera a fost, ce pot să spun, de zile mari, chiar nu mă așteptam. Campionii antitră au dovedit încă o dată că merită să câștige premiul la noi. Au fost cei de la SRO din Brașov, urmați de locul 2 de True Gaming Alliance TGA din București și Elite Squad S din Ploiești. S-a făcut uz de grenade, fumigene, tone de gloanțe din toată gama de calibre, mitraliere, revolvere și puțin aftershave după un tratament special. Care sunt așteptările tale în urma acestor competiții pe care le organizezi și cu ce scop până la urmă? Ne dorim foarte mult promovarea sportului electronic la noi în România. S-a dovedit încă o dată că gamingul a luat amploare la noi. De maxim 3 ani vom înființa o federație de sport electronic. Cât de greu este să înființezi o astfel de asociație în România? Foarte greu dacă nu ai susținători. Vom avea suport de la guvern, mai nou, suport de la Ministerul de Telecomunicații, UNICEF, și sperăm să reușim să constituim o federație pentru acest gameri din România și sportul electronic să fie recunoscut. Ce competiții vor urma pentru Arena Cyber League? Am înțeles că va urma o tabără. Cât de important este acest proiect pentru viitorul asociației? Da, mai nou am reușit o colaborare cu președintele asociației Forum IT, Cătălin Grosu. Mi s-a părut foarte interesant proiectul. Ei de 3 ani organizează tabăra gamerilor, dar nu aveau o competiție. Pe data de 26 august se va deschide tabăra oficial. Vom aștepta orice doritor care vrea să participe în această tabără. Vor avea șansa să se întâlnească cu cele mai mari branduri din lume. Meciurile s-au jucat în sistem MR16. Echipa care acumulează 16 runde câștigă. După mai bine de 9 ore, atât cât a durat finala dintre cele 8 echipe, câștigătorii și-au cules premiile, iar noi așteptăm alte competiții. Cătălin, cât de greu este să strângi atâtea echipe din toată țara? Am înțeles că echipa SRO este adusă tocmai din Brașov. Elite Squad, de exemplu, sunt băieți din Pitești, din Ploiești și chiar din București, bineînțeles. Cât de greu este? Da, ce pot spune? Eu am rămas chiar uimit de băieții ăștia de la SRO. Au dat o vadă ca o echipă foarte bine construită. Sunt foarte pasionați de acest joc. Chiar au reușit să facă performanță. Nu se joacă toată ziua. Mai au și alte ocupații. Aproape toți sunt la... au studii superioare. Ei au hotărât să participe la fiecare eveniment al nostru. La această cupă organizată sâmbătă au dovedit încă o dată că sunt foarte buni și au meritat să câștige. În continuare, emisiunea Zona IT va fi în strânsă legătură cu Arena Cyber League. Vă doresc tuturor succes și spor la joacă!